Imagini de groază pe drumul național 1C. Doi tineri, un băiat și o fată, și-au pierdut viața vineri seara în urma unui accident de circulație petrecut pe strada 1 Mai din Dej. Alin, în vârstă de 21 de ani, a fost condus astăzi pe ultimul drum, iar Maria, în vârstă de 22 de ani, va fi înmormântată mâine. Alin a murit chiar de ziua de naștere a mamei lui. Familiile celor doi tineri sunt sfâșiate de durere. Vă avertizăm că urmează imagini șocante. Cei doi tineri de 21 respectiv 22 de ani, ambii din Dej, se îndreptau spre discoteca de la Bunești, dar nu au reușit nici măcar să iasă din oraș. Mașina în care se aflau a intrat pe contrasens, s-a ciocnit de un alt autoturist care circula din sens opus, s-a rotit în aer și a căzut pe carosabil cu roțile în sus. Din păcate, cei doi au murit pe loc. Șoferul celuilalt autoturist s-a ales doar cu un picior rupt. La locul accidentului am găsit trei victime, din care două persoane decedate într-una dintre mașini. În cealaltă mașină, un tânăr cu o fractură de femur, stabil hemodinamic, conștient, fără probleme deosebite. Va fi transportat la spitalul din Dej, unde a fi transportat către Clinica Ortopedie Cluj. Două autospeciale de pompieri au ajuns și ele la fața locului pentru a-i scoate pe cei trei dintre fiarele contorsionate ale mașinilor. Atașamentul de pompieri deja a intervenit cu două autospeciale, una de descarcerare și ambulanța la un accident rutier produs pe strada 1 Mai. Accidentul a fost dat cu două victime, cu deces la două dintre victime și o persoană încarcerată. Din spusele marturilor, autoturismul Renault Clio în care se aflau cei doi a părăsit sensul de mers, s-a ciocnit violent de un alt autoturism care circula din sens opus și s-a răsturnat. Din autoturismul în care se aflau, n-a mai rămas nimic întreg, acesta fiind aproape spulberat, iar bucății din mașină s-au răspândit pe o rază de 10 de metri. Nici autoturismul BMW n-a scăpat, întreaga parte din față fiindu-i distrusă. Presupunem că accidentul s-a produs ca urmare a neadaptare vitezei la condițiile de drum a autoturismului Renault Clio. Circulația în zonă a fost oprită pentru câteva ore, îngreunându-se astfel traficul pe ruta care face legătura între Gherla, Dej, Baia Mare și Bistrița, având în vedere că și strada Crângului din Dej era închisă pentru reparații. Astfel, cei care voiau să tranziteze orașul sau să circule dinspre centrul Dejului spre Gherla au fost direcționați pe rută ocolitoare prin Ocna Dej. Astăzi, băiatul a fost condus pe ultimul drum de către toți cei care l-au iubit și l-au cunoscut. Familia lui este înmărmurită de durere. Băiatul a murit exact de ziua de naștere a mamei sale. I-a cumpărat flori, iar seara a vrut să meargă la discotecă cu prietenii, însă a fost ultimul buchet de flori pe care femeia l-a primit de la singurul ei copil. Pe pagina de Facebook a Mariei, fratele ei a postat un filmuleț în memoria surorii lui. Știu că mă auzi. Este poate ultima oară când te privesc în ochi. Ultima oară când îți văd chipul. Ultima oară când îți vorbesc. Lacrimile nu-ți pot șterge amintirea. Ai ales un drum pe care nu există suferință, nici durere. Mi-e greu să accept, însă, independent de noi, viața merge înainte. Parcă ieri trăiam speranțe și vise, parcă ieri aveam tot ce ne-am.